emisiunea Tătari din România, România din Tătarlar. Continuăm în ediția de astăzi întâlnirile noastre cu reprezentanții ai comunității din diferite localități, prilej cu care vom afla cele mai noi vești despre tătarii din România. Vă invităm așadar alături de noi în minutele următoare, iar la finalul emisiunii așteptăm părerile dumneavoastră pe adresa de mail. Domnul Samir Jafar este președintele organizației UDT-TMR Eforie Sud și unul dintre acei membri ai comunității care se străduiesc să facă atractivă bogăția culturală a comunității noastre în orice împrejurare. Crede în șansa comunității de a-și păstra valorile identitare concomitent cu implicarea activă a sa în viața urbei. Bună ziua și salam aleikum! Bine ați venit în studioul Tătari din România! Să vă mulțumesc! Domnule președinte, cam câți membri numără comunitatea tătară din Eforie Sud și ce proiecte aveți pentru viitor? Eforie Sud, așa cum știți, o să încep poate cu mai mult decât întrebarea, dar voi dezvolta ce m-ați întrebat. Istoric vorbind, e un oraș poate cel mai tânăr din județul Constanța, fiind format la acum 100 de ani de boierul Ioan Movilă, transformat în vremea comunismului în Vasile Roită, a devenit cu numele propriu de Eforie după anii 60. După anii 60 a început o colonizare, nu a fost mutat nimeni forțat, dar foarte mulți din comunitatea tătară, din satele din jur, începând din sudul litoralului până spre Amzacea Meren, au cumpărat proprietăți și și-au construit case. Cam așa s-a format comunitatea. Ușor, ușor, începând după anii 1960 până în 80, când s-a definitivat, așa zis, și s-au fixat cu drept de proprietate, cu locuri de muncă, s-au adunat vremea maximă cam 200 de familii. Vorbesc Eforie Nord și Sud, că orașul Eforie administrativ este unul singur. Dar divizat în Eforie Nord și Sud, doar printr-un liman de pământ. Cu ce probleme? Și în mod egal, mă scuzați, în mod egal ar fi cam 100 de familii în Eforie Sud, 100 de familii în Eforie Nord. În total? În total 200. Estimat, nu am un recensământ exact, dar am estimat și pentru că îi cunosc de cel puțin de 50 de ani sunt locuiesc acolo. Cu ce probleme se confruntă comunitatea din Eforie Sud? Comunitatea este una stabilă. Nu sunt cazuri nici sociale. Toți au casele lor, au veniturile proprii sub formă de pensii. Există și mici afaceri ca oportunități oferite de turismul local, turismul balnear și marin. Și ce pot să zic? Nu avem cazuri sociale. Singura problemă care aș putea să zic așa este legată de că nu avem spații și de a ne manifesta într-un mod pentru cultură, pentru a promova tineri. Tinerii, în general, și chiar și copiii mei, au făcut toate pragurile de studiu, începând cu liceu și facultăți, dar nu s-au putut întoarce în oraș, pentru că nu aveau nicio șansă de a-și pune în practică un loc de muncă bun, o activitate. Orașul este un oraș, a rămas acum, strict legat de serviciul de turism. Altceva nu oferă pentru tineri. Și la fel și pentru tinerii noștri tătari. Cum colaborați cu administrația locală Eforie? Eu zic că foarte bine. Ne-am respectat cel puțin înțelegerea făcută între UDT-MR și PNL. Așa am susținut candidatul actual la primărie, care ne-a și mulțumit pentru că participarea comunității a fost una vizibilă și importantă, iar succesul care și l-a asigurat ne-a creat și nou să avem un membru al nostru în Consiliul Local. Și ori de câte ori am avut nevoie, sprijin, am avut ușa deschisă în fața Consiliului Local, în fața domnului primar și nu pot să neg, am și primit ajutoare materiale, finanțări
pentru, în general, pentru geamie, pentru mezalăc și care se văd. Ce proiecte credeți că se impun demarate cu prioritate pentru păstrarea identității unei comunități etnice într-o localitate precum Eforie, unde expunerea la influențe culturale numeroase este mult mai accentuată, având în vedere numărul mare de turiști prezenți an de an în viața locuitorilor? Da. Cred că ar fi bine văzut și făcut cu regularitate și vorbim strict de zona de turism și de perioada în care turismul este prezent ca activitate, să și profităm, să ne și promovăm prin activitățile noastre culturale, chiar și spectacole, mini-spectacole, lupte tătărești care sunt spectaculoase pentru cei care n-au văzut niciodată și Cureș. Fac mari cureși, tepreși, dacă se poate. Și cred că am avea și susținere pentru finanță din partea și a societăților comerciale, dar și a autorităților locale. La asta m-am gândit în primul rând, în fața turismului, pentru că e un oraș care trăiește din turism acum. La invitația dumneavoastră, oricum citeam presă și am despre Institutul Național de Statistică, care anul trecut, din cauza pandemiei, a trebuit să amâne procesul de recensământ din 2020 în 2021. Acest proces de recensământ va începe în luna iulie, este o ordonanță de guvern, și se va termina la anul prin centralizarea datelor. Tot acest proces este unul amplu. Pentru că pandemia continuă, s-a stabilit că vor fi și recenzori care vor umbla din casă în casă, dar și posibilitatea de a da acea declarație, zice FL, online. Mulți din comunitatea tătare, pentru că la ei m-am gândit, să știți că este o medie de vârstă destul de ridicată. Nu au ce și nu au abilitățile de a face online. M-am gândit că ar fi bine, pentru cei care suntem relativ mai tineri, nici eu nu sunt tânăr, să-i ajutăm astfel încât să vedem o participare masivă. În ce scop? Nu mă întorc prea mult decât 2011, când a fost ultimul recensământ, în care s-a vorbit de, în urma recensământului și a finalizării numărătorilor, despre etnia tătară s-a vorbit de 20.300 de tătari în România. La puțin timp, la câțiva ani, un istoric spunea de 24.000 de tătari în România. Deci sunt diferențe mari. Diferențe mari de la ce? Recenzorii, care sunt stabiliți de Institutul Național de Statistică, vin și întreabă. Și am încercat să regăsesc aici principale trei întrebări, care se referă la cetățenie. Cum te declari? Întrebările sunt destul de vagi și nici recenzorul nu ascultă cetățeanul care este. Întreabă după aceea etnia. La etnie, în afară de etnia română, este subliniat altă etnie. Mulți fac confuzia, nu e nimeni de vină, nu e așa că sunteți turci. Da, suntem așa, răspund mulți. Ar trebui să le mergem din casă în casă și le spunem, vă rog, declarați-vă tătari, declarați-vă și cultul ca fiind musulman, chiar și la... Există exact întrebări... Exact ceea ce sunt. Ceea ce suntem. Chiar și la limba maternă declarată. Limba maternă este română pentru cei care sunt români născuți. Zic că putem declara limba maternă, limba tătară. Pentru suntem cetățeni români de etnie tătară. Exact. Și la fel și la religie sau confesiune. Deci, islamică sau musulmană, trebuie să le spunem. Musulmană e cea recunoscută în codul Institutului Național de Statistică. Ar putea toate... fiecare, chiar președinte al fiecarei organizații, poate să, la nivelul local acolo, care își cunoaște foarte bine gematul, să poate să încerce să informeze, să... Eu aș vrea să informez pe toți, mai corect. Cel puțin pe această secțiune. Da. Mi se pare foarte interesant, pentru că trebuie foarte bine punctate. Recenzorii, după ce vor cumula de la toți coetnicii noștri, toți tătarii, le vor centraliza la București. Acolo sunt persoane, sunt funcționari
care trec și văd doar așa. Ia să vedem, la etnie, cum s-a declarat? Turcă este codul 15, tătar este codul 16. Lor le indiferent că e 15 sau 16. Și se merge exact confuzia care a fost și la alegerile locale, ultimele. Știți cum era pe pagină situat? Una lângă alta, sigla UDT-TMR și sigla Uniunii Turce. S-au creat confuzii mari. Și poate, dacă punem în perioada asta, când recenzorii pot să vină, sau dacă nu, îi ajutăm și le facem aceste fișe, declarații de recensământ online, se pot depune, poate avem și noi o imagine clară a numărului de etnici tătari. Trebuie să știm exact. Cel care este vicepreședintele meu la filială, Ables Giz, a fost și recenzor în 2011. Și a ajuns și el din case la mulți tătari, Eforie Nord, Eforie Sud. Și chiar el i-a întrebat, ce de etnie vă declarați? Păi suntem turci. Și el a spus, cum să fii, că nu ești tătar? Da. Păi tătar sunt, păi scrie tătar aici, nu scrie turc. Da, exact. Noi suntem... Știți cum și în vecini, cum se vorbește în comunitatea la noi. Ei, turcii, turcoaicele alea. Da, asta da, se poate... Da. Corecta, foarte simplu, pentru că în momentul ce tu le spui eu sunt tătar, atunci da, așa trebuie nu să au ce să mai spună. Confirme. Pentru că noi suntem cetățeni români de etnie tătară și Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a făcut o numărotare paralelă în anii 2012-2013, undeva la 30.000 de etnici tătari în România. Da, la fel, cum am menționat, și a declarat limba maternă. Este și un punct, o întrebare a recenzorului pe tema asta. Domnule Samir Ceafar, spuneți-ne, vă rog, care este mesajul dumneavoastră pentru tinerii din comunitatea tătară? Să învețe cât mai mult, vorbesc de școli, să se pregătească în viață, să citească cât mai mult, orice diversificat, vorbesc de cultură generală, când vorbesc de tineri. Deci au nevoie să absorbă câte mai multe cunoștințe din orice domeniu. Observ asta, pentru că discut și mă întâlnesc cu ei și discutăm de la egal la egal. Diferența de vârstă destul de mare. Pot să le fiu părinte, tată. Chiar dacă ajung medici sau ingineri, mă bucur pentru ei și laud, i-am laudat pe toate paginile mele de socializare, care... adică două, una a filialei și una mea personală. Am lăudat pe cei din localitate și orice tânăr care a fost premiat și învățat. Dar este și un dar. E un adevăr. Cultura generală lasă mult de dorit. Mă deranjează foarte mult când văd un tânăr, mai ales tătar, se exprimă greșit, vorbește incorrect, scrie gramatical defectuos. Pentru acest lucru trebuie să mai învețe limba maternă și mai perfecționeze. Și limba maternă. Dar în primul rând, când ne prezentăm în fața altora, prima dată să vorbim corect, și limba tătară. Limba română. Limba română, să o scriem, să o comunicăm. Pentru că așa dăm examenele, așa promovăm, exact. Așa luăm bac cu facultatea exact. Și așa mai departe. Da. Și bineînțeles, îi așteptăm și la evenimentele organizate de UDT-TMR, la activități. Sim. Domnule Samir Ceafar, vă mulțumesc foarte frumos că ați venit la emisiunea Tătari din România, România Tatarlar, și sperăm să ne vedem la activități. Saul, este Erzam. Inșallah, sau bun, să-ți de. Saul. Îl avem astăzi în studioul emisiunii Tătari din România pe domnul Izet Levent, președinte al organizației UDT-TMR, Eforie Nord, dar și consilier local. Domnul Izet Levent ne va vorbi despre proiectele unei localități cu statut de stațiune turistică ce poate să-și încânte vizitatorii în timpul sezonului estival, printre altele și cu activități multietnice. Bună ziua! Selam aleikum! Koş geldiniz, domnule Levent! Bună ziua. Domnule Izet Levent, nu sunteți la prima experiență în administrația locală,
Dumneavoastră ați mai fost consilier local la Eforie Nord. Vorbiți-ne, vă rugăm, despre experiența dumneavoastră în administrația locală. Bună ziua încă o dată. Am fost consilier mandatul 2008-2012 și al doilea mandat 2016-2020. Asta este al treilea mandat. Dar de când m-am implicat în viața socială în Eforie și în cadrul comunității din 2003, am căutat să adun comunitatea musulmană la un loc, că noi practic existăm acolo, dar eram așa, știți, puțin împrăștiat și nu prea contam în cadrul administrației locale în Eforie. Și am găsit un nucleu foarte bun în cadrul comunității și la Eforie Nord și la Eforie Sud, din cadrul Uniunii. Și am avut noroc așa și pe primul mandat de consilier, în mandatul 2008-2012, că administrația ne-a ajutat în cadrul comunității. Bine, și în 2002, așa, 2003, ne-au dat un teren la Eforie Sud, de unde s-a construit Jamia. Și acum, pe ultimul mandat, mulțumim și Partidul Național Liberal că am făcut protocolul cu ei și ne este mult mai ușor acum și contăm mai mult în cadrul primăriei, în cadrul Consiliului Local și avem și câteva proiecte. S-a terminat Jamia de la Eforie Sud. În cadrul Jamiei de la Eforie Nord, în curte, în spate, s-a făcut sediul de filială al Eforiei Nord. S-a mai făcut încă o bibliotecă acolo și o casă mortoară tot în Eforie Nord, care este în curs de finalizare. Mulțumim administrației locale că ne-au ajutat și nu în ultimul rând oamenilor de afaceri din cadrul comunității, în care au contribuit substanțial cu sume destul de importante. Domnule Izetlevent, de ce ați dorit să candidați din nou? Păi, exact cum v-am spus și mai devreme, avem proiecte de finalizat. Următorul proiect acum ar fi să, la Eforie Sud, să găsim un loc să facem încă o filială și ar trebui trase și gazele la Jamie, la Eforie Sud. La Eforie Nord s-au tras și să vedem, următorii pași ar mai fi la Mezarlâc să terminăm gardurile, Eforie Nord, Eforie Sud. Și ar mai fi încă copiii au început să învețe limba tătară. Unde mai exact? În Eforie Nord. Da. Și în Eforie Nord au început să învețe și Curanul. Foarte frumos. Da. Și acum să vedem și în Eforie Sud. Vrem să urmăm același proiect. Și încă o dată le mulțumesc comunității din Eforie Nord, Eforie Sud, care sunt alături de noi și s-au implicat, v-am zis, și financiar, și sufletește, și uman, cu toate. Foarte, da. Foarte frumos. Orașul Eforie este și una dintre stațiunile căutate de turiști vara. Aveți în plan, în viitor, să aduceți mai mult în atenția turiștilor această componentă multiculturală dobrogeană? Cum privesc colegii, consilieri și primarul, dezvoltarea unor astfel de proiecte în viitor? Da. Vreau să-i mulțumesc domnului primar că ne-a înțeles și este alături de noi la toate acțiunile. Ne-au sprijinit și financiar în partea primăriei cu sponsorizări și colegilor mei, dar și din alte partide ne simpatizează, să zic așa, că noi nu am deranjat niciodată pe nimeni. Am căutat, am respectat această țară și le mulțumim încă o dată că ne-au dat prilejul și noi o să avem aceleași drepturi ca și ceilalți locuitori, că nu fac deosebiri cum sunt în alte țări și primesc tot felul de rele tratamente și ne-au lăsat să ne dezvoltăm și le mulțumim încă o dată și administrației și statului român și concetățenilor, ne-au lăsat să ne dezvoltăm și noi am respectat și le mulțumim încă o dată. Cu această ocazie le mulțumesc în numele comunității. Apoi, Eforie, ce să vă spun? Eforie Nord, Eforie Sud, au început falezele să
să arate într-un alt fel față de cum arătau până acum. S-au băgat vreo 33 de milioane de euro prin fonduri europene. Asta datorită administrației actuale și a Consiliului Local și a domnului primar. Apoi se va termina și lacul Belona din Eforie Nord și se vor face 7 diguri, se va mări plaja, va fi de 100 de metri lățime și vor fi 7 diguri. Și gazele au venit în Eforie Nord, în Eforie Sud, faleza și de la Eforie Sud în proporție de 80% este aproape gata, urmează și mobilierul urban să-l pună primăria. De asfaltat s-a asfaltat. Cei de la Raja la fel și și-au tras conductele de apă, dar mai urmează puțin. O să fie puțin deranj în sezon, dar asta e acum, până când nu știți și noastră, și într-o casă, până nu strici, nu ai cum să repari, să modernizezi și să aduci la un alt standard stațiunea. Pentru actualul mandat, ce proiecte aveți pentru comunitatea tătară din Eforie Nord? A spus că au început copiii cursurile de limbă tătară, au făcut și înainte, fac și acum. Exact, da. Deci copiii să-și continue cursurile de limba tătară, doamnele pentru curan vor continua. Vom încerca să facem și niște excursii cu copiii, să începem să-i premiem. Și intenția mea este ca să vedem, sunt în tratative cu un grup de copii, asta vă spun așa în premieră, dar să vedem dacă și reușesc să finalizez, să avem și un grup de dansuri în Eforie, să reprezinte filiala Eforiei. Eforie Nord, Eforie Sud, noi suntem împreună și zic că reprezentăm așa cu cinste, chiar și în perioada grea puțin încercată a Uniunii, eu zic că am făcut față împreună cu celălalt președinte, domnul Geafer. Am făcut față problemelor care au fost, dar cu ajutorul lui Allah le-am răzbit pe toate, să zic așa. Domnule Izetleven, vă mulțumesc pentru că ați participat la emisiunea Tătar din România și pentru final aș vrea să vă pun întrebarea, care este mesajul dumneavoastră pentru tinerii comunității tătare? Da, eu vă mulțumesc pentru invitație. Așteptăm ca tinerii să se implice, să vină alături de noi, că sunt destule de făcut și noi chiar vorbeam și cu cei mai în vârstă la geamie când ne mai întâlnim, mai ales vinerea. Dom'le, facem, dar să vină și tineretul din spate. Și ar fi foarte bine dacă ar veni și la Eforie Nord și la Eforie Sud, să implice, să avem mai multă inițiativă și să reprezentăm și pe viitor, că știți cum e, că cei care nu știu trecutul și prezentul n-au cum să aibă și un viitor în față. Și vreau să le mai mulțumesc încă o dată autoritățile locale, împreună cu domnul primar și colegii mei din Consiliu și ceilalți colegi consilieri și domnului președinte, domnul Gelel Zerchep, că și datorită lui s-au realizat foarte multe prin cu PNL-ul, făcându-se această înțelegere, parteneriat, că avem reprezentanți acum în foarte multe filiale, consilier local și ne pot reprezenta cu cinste. Și chiar îi rugăm și pe cei care nu erau convinși că Uniunea este pe un drum bun, să vină alături de noi, că asta este adevărată Uniune și asta este drumul pe care trebuie să mergem. Domnule Izetleven, vă mulțumesc frumos că ați participat la emisiunea Tătar din România. Mulțumesc și eu!
Canarman. Canarman, canarman, mahpuslarda, canarman.